Au cântat romanțe și au citit balade pe versurile marelui poet polonez Adam Mickiewicz. În premieră la Biblioteca de Carte Poloneză din Chișinău a fost marcată Ziua Națională a Lecturii, o acțiune de promovare a scriitorilor polonezi care are loc de 11 ani în țara de origine. Evenimentul a debutat cu o romanță în interpretarea Adrianei Spunei și a continuat cu versuri de Adam Mickiewicz lecturate în limba poloneză, română și rusă. Tatiana și Anastasia Kolesnik au citit poemul Ghiocelul. Viața noastră e o ispită, între zori și amiază zboară. Noi trăim doar o clipită dintr-un basm de primăvară. Sunt actuale și în ziua de astăzi, chiar dacă sunt scrise cu mulți ani în urmă. Este frumos și să citim împreună. Aducem un omagiu celui care a fost Adam Mickiewicz și literaturii și poemelor și baladelor pe care le-a lăsat ca moștenire pentru veacuri. Ne-am îndrăgostit de această tradiție fiind la Varșovia. Citirea în glas a literaturii clasice de regulă poloneze este un obicei foarte frumos. Diem de urmat. Avem o tradiție frumoasă. Marcăm Ziua Națională a Lecturii sub patronajul onorabil al cuplului prezidențial. În acest an omagiem romantismul. Ne bucurăm că această tradiție este preluată de Biblioteca Adam Mickiewicz din Republica Moldova. Ne-a motivat să organizăm și noi acest eveniment faptul că anul ăsta a fost selectată spre lectură cartea Balade și Romanțe, volumul lui Adam Mickiewicz, de fapt primului volum, care a fost tipărit acum 200 de ani și cu acest prilej anul cultural declarat în Polonia anul ăsta este anul romantismului. To dzień biały, to miasteczko. Przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam wkoło siebie chwytasz? Kogo wołasz? Z kim się witasz? Acțiunea de promovare a lecturii și scriitorilor polonezi este organizată în Polonia de 11 ani.